PCR-ul este pentru genetică ceea ce este roata pentru mașini. Fără apariția lui, identificarea mutațiilor genetice sau prognosticarea anumitor boli ar fi fost mult prea scumpă pentru a fi practicată zilnic în orice clinică. Geneticienii lucrează cu ADN care se găsește în toate celulele. Problema lor este că pot extrage ADN doar din câteva mii de celule odată. Doar câteva mii? Da, căci la nivel molecular, 1000 înseamnă foarte puțin. Ceva practic invizibil, prin metode obișnuite, nu poate fi analizat un număr atât de mic de copii de ADN. Soluția a fost ca acea regiune din ADN de care un medic este interesat să fie copiată de un număr suficient de ori pentru a putea fi vizualizată. Asta face PCR-ul sau reacția de polimerizare în lanț. Amplifică bucăți din ADN. Să spunem că ne interesează o regiune din ADN pentru că suspectăm existența unei mutații. Amplificăm acea regiune și vom avea milioane de alte molecule care sunt identice cu regiunea de la care am plecat. Cum facem asta? Cu ajutorul unei enzime numită ADN polimerază. ADN-ul este format din nucleotide, cărămizile lui, care sunt doar de patru feluri. A, T, G și respectiv C. Ele se ordonează ca într-un șirag de-a lungul a ceea ce numim catenă. ADN-ul are două astfel de șiraguri, două catene foarte lungi, răsucite una în jurul celeilalte pe care se împerechează aceste cărămizi după o regulă clară. A întotdeauna cu T, iar G întotdeauna cu C. Dacă știm succesiunea exactă a nucleotidelor pe o catenă, putem deduce automat înșiruirea lor și pe cealaltă. Enzima noastră nu poate însă amplifica ADN-ul atunci când avem ambele catene răsucite una în jurul celeilalte. Pentru a rupe cele două catene una de cealaltă, folosim căldura. Le încălzim timp de 10 minute până la 95 de grade și ele se despart. Simplu și eficient. Am obținut o singură catenă de ADN, dar enzima noastră funcționează cel mai bine la 72 de grade, așa că aducem soluția la această temperatură. Enzima nu poate copia catena de ADN așa pur și simplu din orice punct. Pentru asta are nevoie de o bucată mică de ADN, numită primer, pe care enzima o recunoaște. Acesta este punctul de unde va începe copierea catenei originale într-o catenă complementară, după regula cărămizilor de mai devreme. Durează doar câteva secunde. La finalul procesului, numărul catenelor ADN se va dubla din 2, câte erau la început, în 4. Ciclul se va repeta până în momentul în care se obține o cantitate suficientă de ADN pentru a lucra cu el. Pare simplu, nu? Dar până în 1983, când chimistul american Carey Mills a descoperit PCR-ul, tehnica nu era deloc simplă. Mills a primit premiul Nobel pentru asta. De atunci, genetica este împărțită în două epoci, înainte de PCR și după PCR.